Jonathan Rodriguez din prima. Florescu avansează, am scris, spuneam, de două ori în poarta gazului anul trecut Florescu și iată cât de mult se duce și pasa este bună pentru Patache în fața porții. Autogol! Autogol, Botoșaniul deschide scorul în minutul 34. Butan este cel care deviază, dar nu cred că îi se poate reproșa ceva. Patache încearcă pasa în ultimul moment. Era în alergare. Era în alergare Butean. E un gol norocos și oarecum contrar jocului, chiar dacă n-a fost o dominație a gazului, e vizibil așa. Dar Botoșani foarte discret, totul însă pleacă de la această cursă superbă a lui Florescu și putem spune un asist la autogol. Ce pasă între linii, primește Patache. Patache foarte sus la această fază, surprinsă defensiva gazului, Larie era deja resemnat. Patache nu e sigur pe șut, îl simte pe un ghendal lângă el. Pasa nu știu dacă era bună, iată. Un autogol.